Pentru că am prins o ofertă extrem de bună a celor de la Turkish Airlines, iată-ne acum în drum spre Panama City. Și iată ne ajuns în Panama City, am ieșit în aeroport, a fost un zbor de 12 ore și puțin, a fost foarte, foarte greu. Iar acum așteptăm Uber-ul, ca și formalități nu au durat foarte mult, am trecut de pașaport, că m-am ieșit primit în avion, era gol când ne-am dus, ne-a venit bagajul foarte repede, doar că când să ieșim ne-am dat seama că nu completasem un formular în care să declarăm, nu știu, câți bani avem, ce bagaje, etc. Aici un formular total inutil, dar a trebuit să ne întoarcem, să-l completăm și apoi să ieșim în aeroport. Bine, mie mi-a plăcut aia, ce bagaje nu aveți la voi, da, câte? Câte bagaje aveți cu voi, câte bagaje nu aveți cu voi și câte ne-a venit Uber-ul la asta. X... Asta este? Da. Super! În sfârșit am ajuns, ne-am cazat și am ieșit pe terasa hotelului să bem ceva ca să sărbătorim ajungerea noastră în Panama. Până acum am avut peripeții, totul a fost foarte smooth, să zic. Am luat un Uber din fața aeroportului, fix din față îți arată zona din care unde va veni, a venit fără probleme. A costat undeva la 20 de dolari și au fost 30 de kilometri de la hotel. Dar putea să coste inclusiv 15, pentru că atunci când m-am uitat prima dată și am vrut să-l comand, era 15. Dar până am luat bagajul, până am fost formalitățile de ieșire în aeroport, prețul a crescut, pentru că au mai venit încă două avioane. Am ajuns repede, hotelul este destul de vechi, deși toate clădirile pe afară, mai ales noaptea, arată foarte mișto ca niște zgârie nori, wow. Dar sunt destul de vechi, sunt în anii 60-70, ca și hotelul nostru, care nu a mai fost renovat de atunci. Îmi iau ce un pic aminte de Havana, unde hotelul la fel arăta, era impozant pe afară, înăuntru foarte nerenovat. Dar câteva zile, două, nu o să stau aici, după aia vedem dacă am simocat aia sau nu. Momentan ne place, îmi place priveliștea, îmi place romul și de mâine începem aventura noastră în Panama. Bună dimineața din Panama City. Panama City. Iată ne ajuns și aici. Am ajuns de fapt seară, destul de târziu. Și am dormit până la ora 3, când nu am mai putut dormi, pentru că am avut și jet lag, plus că suntem cu 8 ore în urma României, așa că la ora 3 nu eram în picioare. Am așteptat să facă 7 ca să mergem la micul dejun și acum să plecăm să vizităm orașul. Mă simt mai tânără. 8 ore. 8 ore. O să fiu mai bătrână cu un cop când ne întoarcem. Să fie la fel. Da, abia aștept să descoperim orașul. Astăzi este o zi mai relaxantă. Încercăm să luăm la pas orașul și să ne bucurăm de el, să nu bifăm foarte multe lucruri. Mai degrabă să ne bucurăm, nu? Da, ne vom plimba, ne vom opri, ne vom mai plimba puțin. Nu avem niște puncte, avem niște puncte de reper, doar că nu avem neapărat o listă de bifat. Da, o listă de bifat și niște timp când trebuie să fim acolo. Așa că ne vom plimba, ne vom opri, vedem când ne țin picioarele. Oricum ziua a început foarte bine, micul dejun extraordinar, foarte bun. Soare, căldură. E frumos, îmi place până acum. Să sperăm că ziua o să țină tot așa.
am reușit să luăm și internet de la un, am căutat un sediu Claro, pentru că au cea mai bună acoperire în Panama, dar acum nu am găsit, pentru că deși apărea pe acolo, nu mai era acolo. Am găsit un chioșculeț mic de telefoane mobile, ne-am luat de acolo o carteluță și am plătit $13 și puțin pentru o cartelă cu internet nelimitat pentru 15 zile. Cealaltă variantă era să luăm una de 7 zile și costa $8. Acum pare să meargă bine, l-am încercat, am făcut și hotspot de pe el, deși omul de acolo cred că nu a înțeles și zicea că nu merge să facem hotspot, dar a mers, este totul ok. Și acum ne-am continuat drumul, suntem pe faleză, am găsit un punct de belvedere foarte interesant, de unde se vede și portul, se vede și orașul în spate, se văd zgârie norii, pe care putem vedea în spatele meu. Este o zi foarte călduroasă, sunt spre 30 de grade, arde soarele rău de tot, dar continuăm plimbarea și este abia ora 10 dimineața. Și cam așa se vede în spatele meu orașul. Casco Antiguo este centrul vechi al orașului Panama. Fondat în 1673, după ce așezarea originală de la Pacific, Panama Viejo, a fost jefuită de către piratul Henry Morgan. A rămas centrul vieții panameze timp de aproape 300 de ani, până în anii 1930, când, la fel ca multe cartiere vechi din America Latină, Casco Antiguo a scăzut pe măsură ce aristocrația s-a mutat în suburbii. Motivele exodului sunt de obicei atribuite apariției automobilului, care a făcut ca locuința în suburbii să fie fezabilă și viața în centrul orașului mai dificilă, cu atât mai mult cu cât limitele canalului Panama, zonă interzisă localnicilor, au fost trase în așa fel încât să existe doar un drum îngust pentru intrarea și ieșirea în centru vechi. Avem în spate un punct foarte important din centrul vechi al Panama, este Biserica Metropolitană, care se deosebește prin faptul că are două turnuri albe, iar biserica din mijloc este din piatră și este cu totul alt fel, alt format. Foarte interesant, așa a fost de când a fost făcută prima dată și avem un stil foarte deosebit. Tot în această piață, pe lângă catedrală, de jur împrejur sunt tot felul de obiective turistice. În spatele meu sunt este Muzeul de Istorie al Panama, care, din ce câte am înțeles, merită vizitat, dar și Muzeul Canalului Panama. Iar undeva în fața catedralei se află cel mai vechi hotel de lux din Panama, care și-a deschis porțile prin 1800 și ceva. Și încă este hotel și în ziua de astăzi. În cei 300 de ani ca inima vieții panameze, peninsula a dezvoltat o moștenire unică de arhitectură colonială, neoclasică și art nouveau, cu influențe spaniole, franceze și americane. Anumite stiluri, în special casele înguste din secolele 16-18, cu curți interioare, sunt specifice zonei. Toată zona este într-o reconstrucție totală și arată foarte bine. În partea asta de lume, vremea este extrem de imprevizibilă. Dacă dimineață, la 7 dimineața, muream de cald și era un soare orbitor, e umiditatea extrem de ridicată. Acum,
cerul este acoperit de nori. Ploile nu sunt ceva de neauzit aici, poate să plouă oricând, chiar și în principal sezon. Noi suntem cumva la sfârșit de sezon. N-ar trebui să plouă, dar na, nu se știe niciodată. Oricum, imediat cum norii au acoperit cerul, s-a și răcorit. Și parcă nici umiditatea nu mai este chiar așa de ridicat. Este puțin mai suportabil. Lângă Casco Viejo se află și piața de pește. Aici ai posibilitatea, pe lângă faptul că poți să te duci și să-ți cumperi pește proaspăt, ce ai cumpărat, să te duci și să-ți fie gătit. Ceea ce o să încercăm și noi să vedem dacă reușim să facem. Acum piața nu ține toată ziua. Deja este ora 2, sperăm că mai găsim ceva proaspăt. Am oprit în piața de pește, care era, din păcate, preterminată. Din ora 2 și ceva, oamenii cam strângeau și nu am mai cumpărat peștele ei ca să ne facă băieții la restaurant și am venit la restaurant, am comandat din meniul lor, este același pește probabil de jos și vom mânca aici, apoi vom pleca mai departe. Am comandat, eu am luat niște crevesc cu usturoi, arată foarte bine, Roxana a luat un filet de pește care l-a grill. Care arată ok, ca și prețuri am dat undeva la, nu știu, $11-$13 pe fiecare porție, iar dacă am fi cumpărat de jos, peștele costau undeva la $4-$6, 500 de grame, credeți undeva pe la $6-$500, iar prețul pentru preparare aici costa $7 pentru pește și $10 pentru fructe de mare pe 500 de grame. Deci cumva am fi ieșit poate tot pe acolo, doar că ne chinuiam puțin mai mult. Mâncarea a fost foarte bună, foarte gustoasă. După ce am mâncat, mi s-a făcut așa un somn. Vai. Dar a fost perfect, pentru că atâta timp cât am stat la masă, a plouat, a dat așa o răpăială și când am ieșit din restaurant, iar a ieșit soarele, da, tocmai bine și tocmai plăcut, s-a mai răcorit un picuț atmosfera. Acum noi suntem pe Amador. Este așa o străduță care leagă continentul de două insulițe care sunt aici. Este foarte drăguță. Și ca să ajungem aici, să fie mai simplu, am luat un Uber. Uberul ne-a lăsat chiar la insule, iar de aici am decis noi să mergem pe jos, pentru că priveliștea este foarte frumoasă. Drumul acesta sau șoseaua, nici nu știu cum să-i zic, este o fâșie, practic, de drum care leagă Panama City de patru insule. Amador se numește. A fost construită cu pietrele sau cu stâncile care au fost excavate de la canalul, la formarea canalului Panama. Și practic a fost o bază militară americană care asigura protecția intrării în oraș sau protecția zonei respective, a canalului în special. Acum nu mai este zonă militară, dar au rămas foarte multe hoteluri, a rămas un port de agrement, au rămas destul de multe lucruri. Iar șoseaua aceasta are și o promenadă, care este superbă.
Iată, ne ajung și pe Cinta Costera, care este promenada și mândria orașului Panama City. E o promenadă de-a lungul oceanului, plină de palmieri, străjuite de zgârienori. Totul este foarte frumos aici. Ia să mă dau și eu de pe pista de bicicliști. Sunt foarte mulți oameni care aleargă, care se plimbă cu bicicleta, părinți cu copii care au ieșit la plimbare. Îmi place, așa că o să ne plimbăm și noi aici. O să vedem ce reușim să vedem din apus, deși este pe partea cealaltă apusul, nu e spre ocean. Dar e frumos și este un prilej așa să te relaxezi un pic. Centrul financiar este locul unde se află cele mai înalte clădiri, însă aici nu este doar un centru de afaceri. Poți găsi cele mai moderne hoteluri, mall-uri, restaurante și cafenele și este o zonă minunată de promenadă dacă îți plac zgârienorii. Aici încheiem plimbarea noastră pe promenadă. Promenadă extrem de frumoasă, îngrijită, păzită, este poliție din metru în metru, dar doar promenada. Pentru că imediat te duci un pic în spate, la blocurile din spate, nu mai e la fel. Adică am fost sfătuiți noaptea să nu mai ieșim pe aici, prin zonă, că este un picuț periculos și chiar vrem să facem lucrul ăsta. Pentru că aseară cât stăteam pe terasă, cred că s-au auzit două pușcături, am așa o vagă impresie. Nu cred că erau totuși artificii. Da. Încă n-a apus soarele, noi o să profităm de timpul rămas să mergem puțin până la supermarket, să ne cumpărăm câte ceva și să încercăm să găsim un restaurant în zonă, cât mai aproape de hotelul nostru. Deși, sincer să fiu, nu mi-este chiar foarte foame acum. Dar vedem, cine știe, peste câteva ore